Filipeni 4, salutul bisericii, spunea fratele Nelu, este în dimineața aceasta programat pentru noi. Și versetul 4 spune, bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Dar cum să te bucuri când ai căzut la examen? Dar cum să te bucuri când ai primit kündigung, ai primit lichidarea, te-a dat șeful afară? Dar cum să te bucuri când vii de la control de la medic și îți dă un diagnostic care se bat genunchii, nu-i așa? Nu te poți bucura. Și totuși, cuvântul lui Dumnezeu vine și spune în cuvântul din dimineața aceasta, din Filipeni 4, versetul 6, spune, nu vă îngrijorați de nimic. Nu vă îngrijorați de nimic. De nimic. Doamne, dar m-a dat afară șeful. De nimic. Doamne, dar diagnosticul. De nimic. Ce să faceți? Ci în toate, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, cum? Prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Doamne, îți mulțumesc pentru că nu mai am locul de muncă care l-am, dar Tu ai pregătit altul pentru mine. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești acela care vindeci cancerul. Și îmi spunea fratele Călin săptămâna asta, cum Dumnezeu a vindecat-o pe mama lui cu ani în urmă, de leucemie. Când doctorii au spus moarte, i-a spus în față, merge acasă, femeie, și pregătește-te că vei pleca. Și ea trăiește și astăzi, slăvit să fie Domnul. De aceea, te îndemn în dimineața aceasta, nu vă mai gândiți la ce a fost înainte. Nu vă mai uitați în urmă. Uitați-vă spre ținte, să cântăm. Ce a fost înainte, nu vă mai uitați la lucrurile trecute. Iată, eu voi face lucruri noi. Lucrări mari veți vedea, mai mult decât înainte. Am lucruri noi să fac și-s gata să se întâmple. Iată, eu voi face lucruri noi. Voi face un drum chiar prin pustie, în locuri uscate va curge apă vie. Iată, eu voi face lucruri noi. Vă dau Duhul meu, vă îmbrac în putere, națiuni vor cunoaște căile mele. Iată, eu voi face lucruri noi. Spune celor slabi, fiți stari și nu vă temeți, mâinile întăriți, în mine vă încredeți. Iată, eu voi face lucruri noi. Haideți să proclamăm, voi face un drum
chiar prin pustie, în locuri uscate, va curge apă vie. Iată, eu voi face, eu voi face lucruri noi. Vă dau Duhul meu, vă îmbrac în putere, națiuni vor cunoaște căile mele. Iată, eu voi face, eu voi face lucruri noi. Glasul celor muți va cânta. Atunci ciopii vor sări, orbii vor vedea, surzii vor auzi, iar glasul celor muți va cânta. Voi face un drum chiar prin pustie, uscate, va curge apă vie. Iată, eu voi face, eu voi face lucruri noi. Vă dau Duhul meu, vă-mbrac în putere, națiuni vor cunoaște căile mele. Iată, eu voi face, eu voi face lucruri noi. Voi face un drum chiar prin pustie, în locuri uscate va curge apă vie. Iată, eu voi face, eu voi face lucruri noi. Vă dau Duhul meu, vă-mbrac în putere, națiuni vor cunoaște căile mele. Eu voi face lucruri noi. Iată, eu voi face, eu voi face lucruri noi. Iată, eu voi face, eu voi face lucruri noi. Roman 5 spune astfel, dacă se poate proiecta, Roman 5, îl avem. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Mai departe, Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei Lui Dumnezeu. Și acum urmează parcă punctul culminant. Ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdarea. Răbdarea aduce biruință în încercare. Și, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în noi, în inimile noastre, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Amin. Și noi proclamăm în numele Tău, proclamăm ce? Duh de viață, de putere, de bucurie, de speranță, de nădejde. Și biserica să spună amin. În numele Tău proclamăm Duh de viață. În numele Tău se ridică o armată. Din oase moarte îți ridici un popor să te slujească. Acolo unde-i Duhul Tău curge viață. În numele Tău proclamă Duh de viață. În numele Tău se ridică o armată. Say my
te slujească acolo unde-i Duhul tău, curge viață. M-ai chemat să trec prin vale, într-un loc pustiu și stel, plin de oase ce suscate, fără viață, scop și țel. Dar m-ai chemat să chem viață, Cerul Sfânt de Sus, să vestesc eliberare celor ce sunt lanțuri puși. În numele Tău proclamăm Duh de viață, în numele Tău se ridică o armată, din oase moarte îți ridic să te slujească acolo unde Duhul tău curge viață. În numele tău proclamă Duh de viață, în numele tău se ridică o armată, din oase moarte îți ridici să te slujească acolo unde Duhul tău curge viață. M-ai chemat să trec prin vale, printr-un loc pustiu și ster, plin de oase ce suscate, fără viață, scop și țel. Dar m-ai chemat să trec viață, Celui Sfânt de Sus, să vestesc eliberare celor ce sunt lanțuri puși. În numele Tău proclamă Duh de viață, în numele Tău se ridică o armată, din oase moarte îți ridici să te slujească acolo unde-i Duhul tău curge viață. În numele tău proclamăm Duh de viață, în numele tău se ridică o armată, din oase moarte îți ridici un popor să te slujească acolo unde Duhul tău curge viață. Din oase moarte îți ridici un popor să te slujească acolo unde Duhul tău curge viață. Yeah, I'm sorry.
ce dragoste arăți pentru mine. Ai hotărât să fiu al tău, plătind cu al tău sânge. O, cât de bun, o, cât de bun, o, cât de bun, Doamne, ești cu privesc Iisus, vechiul leu,
Bunătatea ta, Dumnezeule. Îți mulțumim, Iisus, pentru bunătatea ta pe care o arăți, Doamne, zi de zi față de noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru că bunătatea ta, Doamne, nu are margini, Iisus. Datorită, Doamne, dragostei și bunătății tale, Doamne, suntem aici. Respirăm, Doamne. Îți mulțumim. Toată slava, cinstea și gloria este a ta, Iisus. Te lăudăm, Tatăl. Amin. Bucurați-vă și întotdeauna în Domnul, zic iarăși, bucurați-vă. Ne îndeamnă Apostolul Pavel, îndemna pe filipeni și pe noi ne îndeamnă. Știa oare Apostolul Pavel că în zilele noastre oamenii o să aibă tot ce au nevoie, dar nu bucurie? Și este o întrebare firească. Cum să te bucuri, spunea și Johnny mai devreme, cum să te bucuri atunci când treci printr-o încercare, când treci printr-o pustie, când ești într-un tunel parcă și nu mai vezi acea lumină în capătul tunelului, când te afli în fața unui necunoscut. Și mai devreme sau mai târziu fiecare din noi trece prin aceste perioade, când se află în fața unui necunoscut și acest necunoscut provoacă adeseori un stres. Sunt câteva gânduri pe care vreau să le împart cu voi în această dimineață. Vreau să privim la un om deosebit din Biblie și anume cum a ieșit el din această stare. Este vorba despre Avram și anume cum Avram creează o relație cu Dumnezeu, o relație bazată pe ascultare și pe încredere. Voi citi din două capitole din Genesa, Genesa capitolul 12 și mai apoi din Genesa 22. Istoria este foarte bine cunoscută, nu o să dau citire tot, dar vreau să citesc doar versetul 1 din Genesa 12. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Ce se întâmplă aici? Dumnezeu își alege un om prin care să-și îndeplinească planul său și se adresează lui. Ce face Avram aici? Citim mai în jos. El ascultă de Dumnezeu, chiar dacă stă în fața unei necunoscute. Deci Avram nu știe ce îl așteaptă în viitor, dar el ascultă de glasul Domnului. Iese din zona sa de confort și merge acolo unde îl trimite Dumnezeu. Sunt două adevăruri pe care putem să le învățăm din această istorie, din capitolul 12. Dumnezeu te îndreaptă mereu acolo unde este locul tău. El știe mai bine. Și a doua, omul atâta timp cât are încredere în Dumnezeu, nu e teamă de necunoscute. Și în aceste două capitole, între aceste două capitole, 12 și 22, cam trece o perioadă de 50-60 de ani. Se întâmplă multe lucruri cu Avram, se întâmplă anume lucruri în care Avram începe să-L cunoască pe Dumnezeu mai bine și începe să-și construiască acea relație cu Dumnezeu de prietenie. Și este momentul atunci când Avram face primul legământ cu Dumnezeu. Și anume capitolul 22, tot vă citi primele două versete. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, iată m-a răspuns el. Dumnezeu a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot pe un munte pe care ți-l voi spune. Noi citim acum că Dumnezeu a vrut să-l pui la încercare pe Avram. Și ușor să citești când știi că s-a fost doar încercare, dar Avram nu știa atunci. Și parcă după atâția ani de așteptare, parcă că aștepta un fiu, parcă deja și ochii s-au înseninat puțin la bătrânețe, că a primit făgăduința pe care Dumnezeu o trimite. Și acum
ce cere lui Dumnezeu, ce cere Dumnezeu lui Avram, parcă nu are niciun sens. Din acel care trebuia să iasă un neam făgăduit, acum trebuie să-l aducă ca jertfă, ca ardere de tot. Și dacă în capitolul 12 nu avem o definiție de timp, cât timp a durat, atât cât Avram s-a strâns, cât Avram și-a adunat toate, poate, avuțiile și-a plecat în drum, aici în capitolul 22 ni se spune că dis de dimineață, după ce auzi glasul Domnului, dis de dimineață, Avram se scoală și procedează exact așa cum îi spune Dumnezeu. Și avea timp de parcurs 3 zile. Poate în tot acest timp avea sau putea să se răzgândească. Avram merge înainte așa cum îi spune Dumnezeu. Pentru că istoria aceasta este foarte bine cunoscută, ce putem să învățăm noi de aici? Putem să învățăm despre Dumnezeu un lucru. Că vine momentul când e nevoie să-i arăți demonstrativ, dar nu pe ascuns, dar demonstrativ, faptul că tu ai încredere în El. Să-i arăți demonstrativ credința ta în El, încrederea pe care o ai în El. Și a doilea lucru, ce putem să învățăm despre om aici? Și vreau să ascultați bine. Deci, cu cât mai mult timp petreci timp, da? Să dezvolți și să construiești relația ta cu Dumnezeu, cu atât ai mai multă încredere în El. De ce zic să construiești? Zic să construiești pentru că probabil ați văzut cum se zidește o casă, cum se construiește. Nu se aduc doar toate materiale, se lasă acolo și cumva din întâmplare apare. Se pune cărămidă pe cărămidă, material peste material și așa încet și ori se zidește și se clădește o casă. Și vreau să te îndemn în această dimineață, caută să-ți dezvolți, să-ți construiești zilnic relația ta cu Dumnezeu. Căci orice ar veni în viața ta, vei fi plin de încredere că Dumnezeu este la cârma vieții tale. Și atunci vom face, cum spune, bucurați-vă și iar vă zic bucurați-vă. Și atunci, indiferent ce va fi în viața ta, vei fi plin de bucurie. Psalmul 125, 1 cu 2, și vreau să termin cu aceasta, că spune: cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sion, care nu se clatină, ci dăinuiește pentru totdeauna. Și acum ascultați. Ca munții împrejurul Ierusalimului, astfel este Domnul împrejurul poporului său, de acum înainte și pentru totdeauna. Amin. Haideți să venim înaintea Domnului.
trecem harul tău bogat. Tu, cuvântul viu din Tatăl Sfânt și adorat, ne-ai deschis cărarea vieții să pășim spre cer. Ne-ai stropit din suflet moartea, te-ai jertfit ca miel. Tu ești primul începutul, ești Dumnezeu. Tu ești chipul celui veșnic, ești Domnul meu. Celui veșnic, ești Domnul.
Iisus, sunt al Tău pe veci. Te iubesc, Iisus, Te iubesc, Iisus, Te iubesc, Iisus, sunt al Tău pe veci. Slăviți să fie Domnul! Suntem chemați în această dimineață să ne bucurăm. Și versetul acesta spune: bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iar zic bucurați-vă. Suntem chemați să ne bucurăm în Domnul și să nu căutăm bucuria care o dă lumea. Înțeleptul Solomon spune că bucuria care este în lume este de scurtă durată și este de o clipă și este o deșertăciune și o goană după vânt. Dar noi suntem chemați în această dimineață ca să ne bucurăm pentru Dumnezeul nostru, pentru Iisus Hristos, care, așa cum am cântat, și-a dat viața la cruce pentru noi și ne-a răscumpărat și ne-a făcut copiii Lui. Ne-a dat un nume frumos și suntem copii ai Dumnezeu. Psalmul 100 ne spune și ne arată cum ar trebui să ne rugăm și să ne bucurăm înaintea lui Dumnezeu. Și începe: strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări de în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-I numele. Căci Domnul este bun și bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Ne bucurăm pentru că suntem aici, în primul rând. Ne bucurăm pentru că putem să avem părtășie împreună și ne vedem unii pe alții și este un lucru minunat. Ne bucurăm pentru familiile frumoase care le avem, pentru soții, soțiile noastre, copilașii noștri pe care Dumnezeu ne-a dat. Sunt motive nenumărate de a ne bucura înaintea lui Dumnezeu și este un motiv în plus și în această săptămână unde am intrat, avem o săptămână în care vrem să facem evangelizare și să spunem și oamenilor care nu cunosc pe Dumnezeu despre bucuria noastră și vrem să arătăm bucuria care ne-a dat-o Hristos. Ar trebui să se vadă și pe noi această bucurie și fața noastră să radieze de bucurie când oamenii ne vor vedea să-și dorească să aibă un Dumnezeu ca și al nostru, care ne dorește bucuria mântuirii. M-am gândit ce ne face pe noi să nu fim bucuroși, cum ne putem pierde bucuria, care este opusul bucuriei. Și s-a spus mai devreme aici, ar fi tristețea, zicem noi, de multe ori. Suntem triști, avem motive destule să spunem că nouă nu ne merge bine, nu suntem înțeleși, poate nu suntem destul de apreciați, suntem bolnavi și viața nu este de fiecare dată ușoară. Dar am găsit în 1 Petru, 1 cu 6, și scrie în felul următor: de aceea vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați, pentru că pentru puțină vreme, prin felurite încercări. Vedem că întristarea poate să fie într-un om care se bucură. Întristarea care aduce pocăință nu este rea. Întristarea aceasta există în om și poate să stea acolo unde este și bucurie. Dar m-am gândit că două lucruri sunt sigure care nu pot merge împreună și nu poate să locuiască într-un om care îl iubește pe Dumnezeu. Este bucuria care trebuie să fie și este păcatul care n-ar trebui să fie. Și aceste două lucruri nu merg împreună. Și noi oamenii suntem de multe ori tentați să gândim că și păcatul este poate o crimă, o minciună, o imoralitate sau alte lucruri care ne despart de Dumnezeu. Dar Domnul Iisus a spus că ați murit împreună cu mine și ați înviat împreună cu mine. Și dacă am înviat împreună cu Hristos, trebuie să omorâm eul nostru. Eul nostru care de multe ori ne spune că suntem cineva, că știm să facem lucrurile bine,
că merităm aprecierile oamenilor și ni se cuvin multe lucruri. Ăsta este un păcat înaintea lui Dumnezeu, pentru că șterbim din slava Lui și El nu împarte slava cu nimeni. Și mi-aș dori în această rugăciune să ne închinăm și să spunem, Doamne, iartă-ne și ajută-ne să oprim acest eu care ne îndeamnă la lucruri care nu sunt după voia Ta. Vrem să mergem într-o rugăciune și să-i cerem lui Dumnezeu lucruri. Când cerem lui Dumnezeu lucruri, îl onorăm pe Dumnezeu. Dumnezeu este onorat. Prin harul lui Dumnezeu sunt și eu tată și mă bucur de fiecare dată când mi se cer din partea copilului lucruri frumoase. Lucruri care îi ajută să propășească, să devină mai buni, să devină mai înțelepți. Dumnezeu cred că așteaptă de la noi aceeași dorință. Ca noi să cerem de la El și asta îl onorează pe El. Să cerem în rugăciunea care mergem ca Dumnezeu să ne dea o inimă bună, o inimă care să se bucure de ceea ce El este și de atribuțiile Lui. Este un Dumnezeu bun, este un Dumnezeu care ne dă har, ne dă bucurie, ne dă pace și asta ar trebui să ne rugăm Domnului. Spunea John că ar trebui să facem și rugăciunea pentru cauze. Am vrea să facem și această rugăciune, dar nu înainte ca să citesc un cuvânt din Isaia 61, versetul 2, partea a doua și versetul 3. Dumnezeu își dorește să mângâie pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion să le dau o cunună împărătească în loc de o cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebniți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Dumnezeu ne promite că este lângă cel cu inima zdrobită, Dumnezeu ne promite că ne ascultă, El este aici, Biblia ne spune că El ne înconjoară pe dinapoi și pe dinainte și își pune mâna peste noi, locuiește în mijlocul laudelor noastre și închinarea noastră astăzi este doar pentru El. Vrem să aducem cauzele înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru cei pe care îi cunoaștem, care sunt afișați în fața bisericii în fiecare duminică. Sunt cei care au nevoie de Dumnezeu, poate mai mult ca oricare dintre noi din acest loc. Și chiar dacă între noi sunt oameni cu probleme și frații noștri, aș vrea să le spuneți cu voce tare ca să ne putem ruga pentru toate. Aș dori să sprijinim o soră care are un examen important marțea. Dumnezeu să fie cu el și să o binecuvinteze. Totodată aș vrea să ne rugăm pentru familia Buzgău, Florica și Ezechiel, pentru Simona, Emma, Grace și Dumnezeu să-i mângâie singurul lor copil. A trecut la Domnul marțea printr-un herținfarct la numai 50 de ani. Dumnezeu să mângâie această familie, să îi întărească și să fie cu ei. Să ne rugăm pentru ei. Să intrăm cu bucurie înaintea lui Dumnezeu, să credem dinainte că Dumnezeu lucrează. Este o onoare pentru Dumnezeu să vadă că noi credem ceea ce El a făcut pentru noi și să credem cuvântul Lui și apoi să ne rugăm pentru cei care au nevoie de noi și de rugăciunea noastră. Amin. Săptămâna aceasta care o avem în fața noastră în mod deosebit, să aducem înaintea lui Dumnezeu timpul de evanghelizare, timpul de părtășie, de ce nu și timpul de făcut curățenie dincolo, să rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze frații noștri, pe toți cei ce se pot implica săptămâna aceasta. Vrem să terminăm acolo pentru ca să avem sărbătoarea mulțumirii acolo, să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze fiecare inimă dăruită în a fi în slujire în această lucrare și Domnul să binecuvânteze atât cuvântul, mesajul Evangheliei, cât pe cei ce ascultă și totodată să binecuvânteze și pe cei ce se implică în orice fel în această lucrare. Domnul să lucreze. În timpul acestei rugăciuni invităm și copiii să vină în față. După această rugăciune se va face și rugăciunea pentru școala duminicală.
Copiii n-au îndrăznit să vină în față. Îi chemăm să vină în față și fratele Călin se pregătește să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste școala duminicală, ca apoi ei să poată pleca la grupe. Tată Ceresc, în numele Fiului Tău prea iubit Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul, Cel care a rostit frumoasele cuvinte, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Venim, Doamne, și îți mulțumim pentru ei. Îi aducem, Doamne, în prezența Ta pentru că Tu ne-ai dat. Îi aducem în prezența Ta pentru că Tu, Doamne, ai un plan cu ei. Mă rog în dimineața aceasta, Doamne, pentru băieți, pentru fetițe, care vor fi mame, care vor fi tați în locul acesta, să-i binecuvintezi. În viața lor, în călătoria lor pe pământul acesta, mă rog, Doamne, ca Tu să-i protejezi de orice uneltire. Mă rog, Doamne, să fii cu ei la școală, să fii cu ei în călătoriile lor, să fii cu ei în casele lor. Mă rog, Doamne, să-i faci copii ascultători de părinți, copii harnici, copii devotați. Mă rog, Doamne, încă de copii, leagă de inima lor cuvântul Tău, Scripturile. Leagă, Doamne, de gura lor cântarea și rugăciunea. Mă rog să binecuvintez prin ei viața bisericii în continuare și îți mulțumesc că știu că o vei face. Mulțumesc, Doamne, pentru toate mamele care au adus pe lume copii în dimineața aceasta și sunt aici. Binecuvântă-le, umple-le cu Duhul Sfânt. Mulțumesc pentru toți tații, Doamne, care de dimineața și până seara se trudesc să aducă pâine pe masă, în casă, să îmbrace familia, să încalțe familia. Doamne, nu noi facem lucrul acesta, ci harul Tău. Mulțumim, Doamne, că Tu ai revărsat această bunătate peste noi. Mă rog, Doamne, să binecuvintezi viața noastră în continuare prin ei. Binecuvântă-i, Doamne, la grupele de copii, binecuvântă-i educatorii, dascălii lor în dimineața aceasta, cei care îi coordonează, cei care îi conduc. Doamne, umple de Duhul Tău cel Sfânt ființele lor, Doamne, și întreaga Ta biserică să fie sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt. Umple de Duhul Tău cel Sfânt tinerii aceștia care stau înaintea noastră în această dimineață. Doamne, nu înaintea mea, înaintea Ta, nu înaintea noastră, Doamne, înaintea Ta e important.
fiindcă ei stau și așteaptă să fie binecuvântați, așa cum ai făcut-o până în ziua de astăzi. Sfințească-se numele Tău prin ei, sfințească-se numele Tău prin biserică, fie îndurarea și binecuvântarea Ta revărsată prin Duhul Tău cel Sfânt în viața lor. Îți mulțumesc, Te rog în dimineața aceasta, Doamnă, pentru toți copiii cu probleme. Pentru toți copiii cu probleme. Mă rog pentru copiii fratelui meu cu probleme. Mă rog pentru copiii fraților din locul acesta cu probleme. Ne rugăm pentru ei, Doamne, să-i vindeci. Ne rugăm în dimineața aceasta, Doamne, să-i vindeci. Mă rog în dimineața aceasta, Doamne, să-i vindeci. Ai milă, Doamne, și ascultă-le rugăciunile. Ai milă, Doamne, și ascultă-le suferința. Ai milă, Doamne, și întinde-ți mâna. Și mă rog în dimineața aceasta, prin biserică, întinde mâna spre frați, spre surori, spre mame, spre tați, și mângâie-i și întărește și sprijinește-i. Și nu uita, Doamne, să reverși în continuare, cum ai făcut peste ei, pacea Ta care întrece orice pricepere. Mulțumesc, Iisuse, mulțumesc, Duhule Sfinte, mulțumesc, Tată, că ești aici și că rămâi în continuare cu noi la această slujbă binecuvântată, slăvit să fii în veci de veci. Amin. Amin. Fie binecuvântat Domnul, copiii se îndreaptă spre grupe, Domnul să-i binecuvânteze. Noi mai rămânem pentru câteva minute în picioare și vă mulțumesc pentru îngăduință. Avem obiceiul, Biserica Agape, să facem o rugăciune pentru o familie și de data aceasta avem o familie minunată care astăzi este pentru rugăciune și invit cei de la transmisie să proiecteze poza cu familia Simon, Andrei, Damaris, părinții și copiii Nathan și Eliot. Zicem, Domnul să-i binecuvânteze, să îndreptăm rugăciunea înaintea lui Dumnezeu către ei, pentru ei și Dumnezeu să le asculte rugăciunea. Ascultați puțin dorințele pe care și le-au spus ei și le voi rosti cu voce tare și apoi îndreptăm glasul în rugăciune înaintea Domnului. Dumnezeu să-L lase sănătate și în continuare în familia noastră. Apoi, înțelepciune pentru a ne putea crește copiii în lumina Scripturii și călăuzire în a lua de fiecare dată cele mai bune decizii pentru familia noastră. Domnul să binecuvânteze familia Simon pentru ca să poată să își asume toată responsabilitatea în creșterea copiilor, în călăuzirea, în lumina cuvântului și să poată să aibă protecția lui Dumnezeu în toate lucrurile. Și apoi și sănătatea fizică este importantă, să nu uităm să ne rugăm și pentru aceasta. Își doresc lucrul acesta. Haideți dar să amintim familia Simon, așa cum am amintit Andrei, Damaris, Eliot și Nathan, să ne rugăm și să-i aducem în rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toții Domnului. Să fie citite, să fie predicate.
acasă, să fie părinte, vă rog cântare să vă lipsească în casă lor, fiecare zi, fiecare seară, cântare să se înalțe la Dumnezeu, spre gloria și spre slavă, pentru că tu, Doamne, te cobori în mijlocul laudă, și știu că atunci când te cobori în mijlocul laudă, în orice casă, în orice biserică, în orice națiune, acea casă, acea națiune primește bine cu cântare, dar vă rog în dimineața aceasta, Doamne, oferă locul acesta, Doamne, și vă rog în casă, amin. Amin. Înainte ca să ocupați locurile, doresc ca să vă îndreptați stânga-dreapta, salutați pe cei ce sunt lângă dumneavoastră și doriți-le binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă se întâmplă să nu-i cunoașteți pe cei ce sunt lângă voi, întrebați-i cine sunt, de unde sunt și rețineți-le numele ca să putem să ne rugăm unii pentru alții. Domnul să vă binecuvânteze, să ne binecuvânteze pe toți. Face parte din timpul părtășiei și, da, un moment de recunoaștere și de cunoaștere a celor care sunt lângă noi. Domnul să ne binecuvânteze, să vă binecuvânteze pe toți. Vă salutăm pe fiecare, pe toți cei ce ați venit la casa Domnului în această dimineață. Dorim ca binecuvântarea Domnului să rămână și să fie în continuare cu noi, peste noi, atât în punctele care vor fi în continuare, fie că vor fi ele mai administrative în ceea ce privește anunțurile, fie că va fi mesajul biblic, fie că va fi cântare, prezența Domnului să fie peste noi, peste fiecare și în toate și pentru toate numele Lui să fie binecuvântat. Era amintit aici în această dimineață cuvântul minunat din Filipeni, capitolul 4, și spune: bucurați-vă. Și încercăm sau ne dăm toată silința sau chemăm pe Domnul ca să ne dăruiască această bucurie și această putere de a ne bucura. Și de multe ori parcă lipsește. Sau suntem limitați sau avem undeva reținerile noastre. Și cuvântul lui Dumnezeu merge puțin mai departe în versetul care nu s-a citit, versetul 4, pentru că această bucurie despre care este vorba și amintea fratele Mihi și amintea toți frații în această dimineață care au trecut pe la un îndemn de bucuria care trebuie să o avem în inimile noastre, dar spune în versetul 5: blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Iată cu ce se leagă bucuria aceasta. Avem noi o vorbă: cu ce se mănâncă. Sunt lucruri care țin unul de celălalt. Ca să ai bucurie, e nevoie să fie blândețe sau să lucrezi la capitolul blândețe. Apoi ne spune: nu vă îngrijorați de nimic. Încă un aspect al vieții de bucurie. Ca să poți să ai bucurie în Dumnezeu, dăruiește-le Lui. Lasă-L pe El la cârmă și vei putea avea bucurie. În versetul 7 spune: pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile. Pacea. E nevoie să lași ca pacea lui Dumnezeu să domnească în viața ta, să domnească în viața noastră. Având aceste lucruri, trăind sub această umbrelă a ceea ce vrea Dumnezeu, putem să ne bucurăm, pentru că Apostolul Pavel spune: am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Era în lanțuri. Era legat, era în închisoare, avea problemele lui și totuși n-a lăsat ca bucuria să îi se șteargă din inimă. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze în această zi și de astăzi înainte, să luăm aceste lucruri la pachet. El nu merge numai: bucurați-vă, fraților, când celelalte lucruri nu sunt luate în considerare în viața noastră. Dumnezeu ne cheamă să trăim și o viață ca atare și Domnul să ne binecuvânteze la aceste lucruri. Dacă sunt musafiri în mijlocul nostru care sunt pentru prima dată, vrem să vedem lucrul acesta și să-i salutăm în mod deosebit. Este cineva pentru prima dată? Se ridică o mână în spate, Domnul să vă binecuvânteze. Dacă doriți să luați legătura cu unul dintre lucrătorii bisericii, la sfârșit vă stăm la dispoziție să ne cunoaștem și dacă este o nevoie să putem să o
să fim alături de voi. Domnul să vă binecuvânteze. Cei ce ne ascultați online, Domnul să vă binecuvânteze și pe voi și astfel lucrarea din ziua de astăzi să nu aibă de suferit, având prezența lui Dumnezeu peste noi. Aș vrea să fac câteva anunțuri care țin de lucrarea bisericii, apoi tot în legătură cu săptămâna care ne stă în față, fratele Beni va avea un mesaj, un anunț mai important, care, pentru că el răspunde de această lucrare și săptămâna care ne stă în față în mod deosebit. Îl rog pe el să facă anunțul acesta, pentru că l-are puțin mai amănunțit scris în program și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Voi începe cu astăzi, după masă, avem slujbă în Casa Domnului, de la ora 17:30, suntem invitați, sau vă invităm pe toți, să luați parte și la slujba de după masă. Miercuri avem slujbă în Casa Domnului, timp de rugăciune. Atenție, în atenția voastră a tuturor și primit din partea celor care se ocupă cu amenajarea sării de dincolo, pentru sărbătoarea Mulțumirii vrem să avem sala gata, și pentru aceasta gata ca să putem servi masa acolo. Deci în măsura să fie curat, să fie aranjat, frații au lucrat foarte mult, săptămânile acestea s-au implicat foarte mult, dar încă nu este chiar gata. Începând cu miercuri, este nevoie de o echipă de făcut curățenie. E nevoie ca o echipă care să se implice acolo. Totodată, a doua echipă, se va întâlni la rugăciune, de la orele 19, cei ce pot să se implice și să ne rugăm și pentru cei ce fac curățenie și să ne rugăm și pentru lucrarea care este și se va desăvârși săptămâna viitoare, adică evanghelizare joi, vineri și duminică în Casa Domnului și Sărbătoarea Mulțumirii. Deci, miercuri va fi o slujbă deosebită. Apoi, bineînțeles, așa cum știți și s-a anunțat de mai multe ori, Sărbătoarea Mulțumirii, la care fratele Beni va avea informația mai detailată. Pentru luni și marți avem nevoie în mod deosebit de electricieni. Dragii mei, dacă vă pricepeți la electricitate, dacă aveți îndemânare la așa ceva, fratele Mihi și cu cei care se organizează în această lucrare, dar în mod special luați legătura cu fratele Mihi pentru a putea răspunde nevoilor care sunt, e nevoie să se monteze toate lămpile, e nevoie să se monteze, să fie gata pentru duminică această sală. Așa că vă invităm. Dar nu numai atât. Dacă știe cineva să zugrăvească, dacă știe cineva să lucreze în domeniul acesta, luni și marți și în continuare în săptămâna aceasta, încă este nevoie de mână de lucru, de mâine dimineață la orele 8, cel târziu 9, fratele Michi vă așteaptă să fiți prezenți aici. Dați o mână de ajutor, luați legătura cu el. Vrem ca pe vineri să se poată așeza mesele, vineri, sâmbătă, și să poată fi totul în ordine ca să putem să ne bucurăm. Duminică, la Sărbătoarea Mulțumirii, vom avea un motiv în plus de mulțumire, un motiv minunat, să mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul acordat. E o lucrare minunată, o investiție, spun, pe lângă financiar, o investiție de mână de lucru care au făcut-o frații și ne bucurăm de ei și Domnul să-i binecuvânteze. Domnul să-i binecuvânteze și pe cei care de luni vor da mână de lucru, în special electricieni și zugravi. Avem nevoie pentru a se desăvârși aceste lucruri. Domnul să vă pună pe inimă lucrul acesta. Tot pentru săptămâna mulțumirii, am vorbit și puțin la seara surorilor, am reușit să vorbesc puțin cu surorile. E nevoie de să se pregătească și să se organizeze pregătirea prăjiturilor. Revine în mod special surorilor această lucrare. Domnul să le binecuvânteze pentru o colaborare bună, tot așa cu fratele Mihi se poate lua legătura, în special și cu surorile care conduc lucrarea de surori, ca împreună să se organizeze bine și duminică să fie și ceva dulce după ce se va servi masa. Deci vă rugăm să luați în calcul și acest, zic eu, amănunt, dar este foarte important. Domnul să ne binecuvânteze. Lista pentru botez este deschisă. Deja avem candidați care doresc să facă un botez nou testamental, pentru
toți cei ce doriți să încheiați legământ cu Domnul, pentru toți cei ce doresc să facă lucrul acesta, chiar dacă nu sunt azi aici, dacă ați auzit că își doresc lucrul acesta, vă rugăm să luați legătura cu fratele secretar, cu Iacob Teoc, luați legătura cu Adi Marc, înscrieți-vă pentru acest botez și împreună cu comitetul vom hotărâ data botezului pentru ca să poată fi făcută această lucrare. Nu știm exact când va fi, pentru că în funcție de cei care se înscriu, în funcție de doritor, vom stabili și o dată a unui botez. Sunt anumite lucruri pe care trebuie să le facem în timp, pregătirea pentru botez, catecheză și multe lucruri care trebuie să le discutăm cu candidații, de aceea vă invităm din timp. Gândiți-vă la lucrul acesta, ați luat hotărârea în inimă, transmiteți-o mai departe ca să putem să facem lucrurile acestea într-o bună armonie și colaborare. Mai aveam un anunț și acum mi-a fugit din minte, dar rămâne să-l anunțăm pe parcurs dacă îmi revine în minte. Da, ba da, am văzut fratele casier aici, ni s-au întâlnit privirile scurt și am o datorie ca și coordonator al lucrării Bisericii Agape. Ați fost foarte dăruitori pentru lucrarea bisericii, sunteți activi în lucrarea bisericii, însă vreau să vă invit în continuare să vă faceți datoria și să veniți cu darurile voastre la Casa Domnului, pentru nu numai ca să se termine această lucrare. Suntem datori, avem o datorie sfântă să sprijinim lucrarea bisericii, ea se întreține din ceea ce dăruim noi. Frații noștri, așa cum pentru noi ne îngrijim de toate lucrurile, să nu ne lipsească nimic, să nu ducem lipsă de nimic, haideți să ne îngrijim și de Casa Domnului ca să nu ducă lipsă și să nu fie lipsă și atunci când este nevoie să facem ceva, să putem să facem. Acum nu vorbim de costuri, nu vorbim de alte lucruri, vorbim de nevoia de a susține lucrarea și Domnul să binecuvânteze pe fiecare ca să înțelegem că suntem datori să facem această lucrare și Domnul să vă lumineze mintea, inima și să vă dăruiască puterea de a înțelege că este o nevoie a bisericii și este o datoria noastră a fiecărui credincios. Domnul să vă binecuvânteze, fratele casier vă așteaptă cu mâinile deschise și cu chitanță pentru orice donație pe care o faceți pentru lucrarea Domnului. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Invit pe fratele Beni să facă anunțul cu privire la timpul de părtășie care vom avea în cursul săptămânii și duminică, iar după ce fratele Beni va face anunțul, avem două puncte în program. Sora Damaris are o cântare, apoi grupul va lăuda pe Domnul cu un cântec și după aceste două puncte, fratele Ștefan Peșel va avea mesajul de bază și zic Domnul să-l binecuvânteze și să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur foarte mult să pot să anunț mai departe proiectul la care ne-am înrolat în urmă cu 2 săptămâni. Asta e a 3-a săptămână în care suntem în pregătirea acestor evenimente. Vreau să vă spun că ieri la ora 12 s-a terminat cele 24 de ore de rugăciune. Am avut un timp foarte binecuvântat acolo. Au fost oameni care au spus că s-au simțit bine, au simțit prezența lui Dumnezeu. Eu personal pot să spun că am avut o experiență deosebită în aceste ore de rugăciune. Ne bucurăm că am putut să stăm în acest lanț de rugăciune. Au fost oameni care m-au sunat, Beni, nu m-am înscris pe listă, dar eu vreau să ajung și mă alătur acelei echipe care e acolo. Am văzut activitatea asta, mă bucur și cred că Dumnezeu ascultă rugăciunea și mai mult ca atât va răspunde. Mai avem încă 3 zile în care vrem să lucrăm pentru a pregăti acest eveniment. Afară încă mai sunt invitații. Vă rog, luați aceste invitații și dați-le prietenilor, te întâlnești cu cineva și îți pune Domnul pe inimă, ia cu tine să ai invitații ca tot timpul în zilele astea în care mai ai posibilitate și să se deschide ușe de cuvânt, ia o invitație, dă uite, vreau să te invit la un eveniment în Biserica Agape. Joi, vineri, duminică, cum Dumnezeu îți pune pe inimă, cum își va găsi omul timp, dar
Fă-ți această datorie și această invitație și dă-o celor. După aceea, Dumnezeu își va face lucrarea, că El e suveran și El are putere să transforme și să schimbe. Da, mai sunt invitații, vă rog, luați-le și dați tuturor șansa ca să poată să fie parte la aceste evenimente. Miercuri avem din nou zi de post și rugăciune specială pentru acest eveniment. Și motivul care îl vom avea miercuri de rugăciune și apoi vom încheia aici la Casa Domnului în rugăciune, va fi cuvântul care va fi vestit să transforme inimi, să vindece și să aducă speranță. Ne rugăm pentru ca acest cuvânt care va fi rostit să fie plin de putere, să transforme inimi și să vindece inimi și să aducă speranță. El e acela care poate să o facă. Asta va fi motivul pentru care vom sta miercuri înaintea Domnului. Apoi, joi și vineri vom avea primele seri de evangelizare. Vom începe de la ora 18. Vreau să fim aici sus la părtășia de cafea și dacă ai un prieten cu care poți să vii, vină mai repede întâi să ne cunoaștem, să putem să stăm puțin de vorbă, să-l cunoaștem și apoi la ora 19 vom cobora aici jos în sală unde vom avea timpul de laudă, închinare și apoi vestirea cuvântului. Duminică dimineața ne vom întâlni la ora 9 aici afară. Vrem să avem din nou părtășie, vrem să stăm o jumătate de oră în care să putem să ne întrebăm de sănătate, să putem să cunoaștem oamenii care vor fi prezenți aici. La ora 9 jumătate vom intra în sală, vom intra în laudă și închinare, în ascultarea cuvântului și apoi după toate astea vrem să avem o părtășie agape. Și dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu acea sală, cu oameni care s-au dedicat pentru a pregăti acea sală, vrem ca după timpul de laudă, închinare, de vestirea cuvântului, cu toții să rămânem dincolo la masă. Vă invit ca să vă luați timp pentru aceasta, vă invit să vă puneți la dispoziția lui Dumnezeu, vă chem, vă motivez, luați aceste invitații, am pus-o și pe grupa bisericii online, trimiteți-o mai departe, nu-i greu, că trimitem de multe ori lucruri care ne râdem de ele și pur și simplu să râdă și un prieten de ele. Oare ce ar fi să iei această invitație și să o trimiți mai departe? Nu se știe cine o va deschide, se va uita la ea și vă zice, vreau să fiu și eu prezent acolo. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea înțelepciune și putere și haideți să ne înrolăm în această chemare care Dumnezeu ne-a făcut-o pentru a spune oamenilor despre vestea bună. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Slăviți să fie Dumnezeu! Mm-hmm.
ta. Cu vocea ta m-ai condus prin încercare și noaptea grea.
mă ridic mereu și sunt al tău, sunt al tău. Sunt aici, acum, cu mâini întinse, numai Tu, Iisus, ești veșnic Dumnezeu, ești veșnic Dumnezeu. Sunt aici, acum, cu mâini întinse, numai Tu, Iisus, ești veșnic Dumnezeu, ești veșnic Dumnezeu. Să răsune până la cer, eu sunt al tău, sunt al tău. Cu tot ce sunt eu, ție mă ridic mereu și sunt al tău, sunt al tău. Ești veșnic Dumnezeu, ești veșnic Dumnezeu. Sunt aici, acum, cu mâini întinse, numai Tu, Iisus, ești veșnic Dumnezeu, ești veșnic Dumnezeu. Strig spre sunt al tău, sunt al tău. Cu tot ce sunt eu, ție mă dedic mereu și sunt al tău, sunt al tău. Amin, 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 din toată inima să zicem. Pentru cei care aveți Scriptura la dumneavoastră, aș vrea să deschideți în Epistola lui Pavel către Romani. Vom citi câteva versete din capitolul 3, 21-26 și apoi din 1 Petru, de la 7 la 10, capitolul 4, de la 7 la 10. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credință în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nici o deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Iisus, în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credință în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vedere păcatele de înainte în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. 1 Petru, capitolul 4, de la 7 până la 10. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, deci, și vegheați în vederea rugăciunii.
mai pe sus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Amin. Tată, mă închin înaintea ta pentru că eu sunt doar un om și acesta este cuvântul tău. Și diferența este așa de mare, pentru că cuvântul este din cer, inspirat prin Duhul tău și eu sunt în trup uman, sunt un om și am nevoie de ungerea ta. Dacă voi vorbi doar eu, printr-o explicare logică a lucrurilor, așa va fi. Dar dacă voi vorbi eu și tu vei unge vorbirea mea, oamenii își vor transforma umblarea, gândirea, orientarea în viață și își vor primi dragostea ta. Pentru că tu în sine ne-ai spus, cine crede în tine, din el vor curge râuri de apă vie. Și aceasta dorim, Doamne, ca credința în tine să se cimenteze în fiecare inimă și apoi din el să curgă apă vie. Îți mulțumesc că tu vei coordona toată lucrarea aceasta pentru că ești Dumnezeu, nu că merit eu, ci pentru că tu ești Dumnezeu. Numele tău să fie slăvit și onorat și glorificat în toate. Amin. Ocupați locurile. Dacă Dumnezeu ne va dărui să ajungem duminica viitoare, vom fi aici la părtășie, vom avea o agapă după acea părtășie care va fi la biserică și cu siguranță vom auzi lucruri frumoase în care să fim mângâiați nu de cineva uman, ci de Dumnezeu. Aș vrea să îmi aduc astăzi aici câteva aspecte care vreau să le amintesc asupra lucrării care o faceți și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc grupurilor care slujiți duminică de duminică, adică tot a doua duminică, și faceți treabă bună. Vă apreciez. Sunteți o binecuvântare pentru biserică. Sacrificiul vostru noi n-avem cum să vi-l răsplătim. Dar este unul singur care vi-l răsplătește. Acesta e Dumnezeu. Vreau să spun, minutul ăla care l-ai petrecut aici, prin anume lucruri, e contabilizat de Dumnezeu și îl răsplătește. Apoi, mulțumesc fraților din conducerea bisericii, păstorii, de care sunt mândru, iertați-mă, vă spun așa pe față, sunt plin de împlinire că vă văd oameni care ați luat greu și îl împingeți înainte și Domnul să vă binecuvinteze. Responsabilitatea aceasta pentru mintea unora e, ce aia să fie? Nu, e o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Dar în același timp este ca unii care vor da socoteală de sufletele voastre. Să știți că nu este așa ușor să fii păstor. Nu este așa simplu să coordonezi lucrurile. Nu este. Apoi mulțumesc echipei administrative. Le spuneam în sala de dincolo, sunt mândru de voi. În comitetul acesta sau în partea asta s-au făcut lucrări foarte frumoase. Apreciez și Domnul să le răsplătească. Domnul să-i binecuvinteze. Și vă mai dau un sfat. Contribuiți la aceasta. Sprijiniți-i și voi. Dați mâna cu ei, apreciați-i. Eu știu cum să stai aici de dimineață și până seara. Știu lucrul acesta. Și nu e așa simplu să-ți lași anume lucruri și să stai aici, să coordonezi, să aduni, să gândești, să faci. Un proiect nu se face numai așa că zidim un zid. Nu. Tu trebuie să gândești ce mortar vine acolo, cum vine îmbrăcat, cum vine colțarele și toate aceste lucruri mărunte care aparțin acestei lucrări. Apreciați-i pe fiecare din ei. Dați-le o mână ca
caldă apreciație. Și vă mai spun încă un lucru, în Biserica Agape, Domnul n-are alți bani decât cei care sunt în buzunarul nostru. Credeți-mă, n-are alți bani decât cei care sunt în buzunarul nostru. Care sunteți de acord cu mine? Mai mulți, haideți să fiți curajoși. N-are Domnul alți bani, numai ăștia care aveți dumneavoastră în buzunar. Pentru Agape. Pentru celelalte biserici are acolo, la ei în buzunar. De aceea Virgil vă așteaptă acolo, vă trimite după aia că s-au înregistrat banii și se folosesc spre lucrarea lui Dumnezeu. Contribuiți la lucrurile acestea. Acum, sigur că astea sunt din acelea administrative, dar n-are importanță și acestea sunt foarte importante. Foarte, foarte importantă. Și dați-le o atenție specială și Dumnezeu vă va binecuvânta. Va fi cu voi, va fi în voi și va acorda atenție gesturilor dumneavoastră. Pentru că frații nu mi-au stabilit despre ce să predic, a fost alegerea mea și în urma cercetării lăuntrice, în urma socotelilor mele, am zis că în această dimineață voi vorbi despre harul și lucrarea lui. Așa cum am citit în cuvântul lui Dumnezeu, este foarte importantă lucrarea harului. Pentru că noi o socotim și pentru mulți, aș vrea să lămuresc această parte, pentru că folosim acest cuvânt, nu? Harul Domnului a fost la biserică. Harul, harul, harul este peste tine. Har și har și har și har. Dar oare ce este acest har? Pentru unii este o doctrină teologică. Pentru alții, harul este de importanța aerului și ale elementelor vitale de viață. Fiecare îl așezăm în locul în care vrem, în care gândim noi că este important. Pentru unii, așa cum am spus, este o doctrină teologică. Îl pricep în forma teologică, dar vom discuta un pic și forma felurită a harului este greu de definit. Pentru că unul pricepe așa, altul așa, altul așa. Dar vreau să vă spun că este ușor de simțit. Simțim când este harul lui Dumnezeu peste noi. Și vom constata în câteva imagini care le voi descrie ce înseamnă acest har pentru noi. Dar haideți să privim. Eu am scos din dicționarul, din lingvistica limbii române, am scos câteva definiții care nu sunt ale mele, ci este doar ceea ce au gândit cei care studiază lingvistica și ei au scris așa. În religia creștină, harul este grația divină acordată omului. Ajutor spiritual acordat omului. Harul este îndurare, este milă, milostivire. Harul, ca dar, ca răsplată acordată cuiva, ca semn de bunăvoință, ca o favoare deosebită, în sensul religios, atenuat sau pierdut. Și lucrul acesta se întâmplă în cântăreala noastră. Dacă n-ați știut până acum ce este harul, mă rog, m-am străduit să vi-l prezint în felul lingvistic ca să înțelegem. Când vorbim de har, vorbim de grația lui Dumnezeu în dreptul tău, al meu, al nostru. Și când spuneam acolo că pentru unii este ca elementele de viață, vitale pentru viață, așa este. Pentru că omul
își coordonează coordonatele și am mai spus-o și o repet în vorbirea mea, felul cum îl percepi pe Dumnezeu, felul cum îl percepi pe Dumnezeu, îți vei organiza viața. Îți vei coordona coordonatele vieții, pentru că felul acesta te va determina în respect față de Dumnezeu, într-o atenție specială în relația cu Dumnezeu, sau vei trăi ca unul care, domnule, ei Dumnezeu undeva sus, acolo deasupra norilor, are el treabă cu o grămadă de lucruri, nu se ocupă el de mine. Și atunci îți aranjezi viața cum îți place, faci ce-ți place, nu-ți pasă de nimeni, ești, aveam o predică, liber față de Dumnezeu și față de tot. Decizi de unul singur și îți coordonezi coordonatele vieții. Dar, pentru că suntem oameni care am avut odată contact real cu acel ce este viața, ce este Dumnezeu, ne raportăm viața potrivit acestui har pe care îl primim, așa cum am spus, este dar ca răsplată, dată cuiva fără să o merite, adică este o grație a lui Dumnezeu. Și când pricep viața în felul acesta, coordonatele vieții tale vor fi diferite. Vei avea grijă cum vorbești, cum vorbești cu semeni aici, la părtășie, cum vorbești cu soția acasă, cum vorbești cu copiii tăi pe care ți-a dat Dumnezeu, cu nepoții tăi, cum vorbești cu colegii de muncă, cum vorbești în societate. Vei avea o atenție mai specială. Apoi vei căuta, când pricepi acest lucru, vei căuta să te integrezi în Scriptură, adică dacă în Scriptură spune să nu fur, nu vei fura, nu minți, nu vei minți, vei avea un comportament raportat la pretențiile lui Dumnezeu exprimate prin această Scriptură. Dar haideți să aplicăm acest har la felul cum a lucrat Dumnezeu în viața câtorva oameni din Biblie. Există un episod în Biblie, și am să spun mai târziu un pic despre cine este vorba, când un împărat visează două visuri. Două visuri. Există în Biblie acest pasaj când un copil visează, iară, două visuri. Și interpretarea acestor visuri, dacă îl cunoașteți, Iosif visează un vis că 11 snopi se închinau înaintea lui, erau la secerat și făceau acolo lucrare și toate celelalte s-au rânduit și i s-au închinat. Și apoi al doilea vis, soarele s-a închinat înaintea lui. Ei, s-a împlinit acest vis în viața lui, numai că drumul de la vis și până la realitate n-a fost simplu. Faraon visează două visuri. Unu, 7 vaci grase, frumoase, pășteau pe malul Nilului și după aceea s-au ridicat 7 vaci slabe, urâte, uscățive. Cei care ați crescut animale un pic vă dați seama despre ce vorbesc. Am o generație asta a computerului, probabil că e greu să priceapă ce înseamnă 7 vaci grase și 7 vaci slabe. Dar, mă rog, acum v-ați uitat, că nu v-ați uitat la altceva decât v-ați uitat pe Discovery la ce înseamnă vacă, ce înseamnă așa. După aceea visează 7 spice frumoase, zămoase, cu grâu în ele și visează după aceea 7 spice slabe și culmea, vacile slabe le înghit pe acele grase. Grăul ăla uscat, bătut de vânt, înghite grăul ăla frumos. Și
Faraon se frământă, cheamă pe înțelept să tălmăcească visul, pentru că visul acesta nu era un vis, era o științare. Și faraon nu pricepea sensul acestui lucru, nu pricepea ideea care este în spatele acestor visuri. Și așa cum spuneam, căci de la visul lui Iosif și până a se împlini visul lui Iosif, a fost un drum lung. A fost drum prin groapă, a fost drum de baciocură, a fost drum în casa lui Potifar, a fost tentații care, la care Iosif n-a căzut la examen și a dus cu bine. Dar ajunge Iosif în închisoare, în pușcărie, nevinovat. Și acolo iar sunt două visuri. Colegii lui de închisoare era paharnicul faraonului și era pitarul faraonului. Amândoi, pentru că faraon tăia și spânzura, făcea ce vroia, i-a băgat la închisoare. Habar n-avem pentru ce motive, dar mă rog, i-a băgat la amândoi la închisoare. Și acolo, în închisoare, ei visează aceste două visuri. Unu, visează paharnicul, apoi visează pitarul și deveniseră frământați din cauza visurilor. Deveniseră frământați și frământarea aceasta a fost observată de Iosif, care Dumnezeu i-a făcut trecere atât în casa lui Faraon, cât și la izmaeliți, cât și la pușcărie. Dumnezeu i-a făcut trecere și avea în supraveghere pe ceilalți deținut, fiind și el deținut. Avea în supraveghere și le vede fața așa cum era, îngrijorată, și îi întreabă despre ce este vorba. Și îi spune paharnicul despre ce este vorba, îi tâlcuiește visul. Toată istoria asta o găsiți în Cartea Sfântă și veți constata acolo anume lucruri. Și apoi îi dă tâlcuirea. Pitarul, când a văzut că i-a dat o tâlcuire bună paharnicului, cere tâlcuirea, la care îi face aceeași mesajul bun, numai diferența era că ăsta îl pune înapoi în slujba lui și pe celălalt, așa cum a spus Iosif, cu părere de rău, soarta ți-e pecetluită, vei fi spânzurat de faraon. Iese paharnicul din închisoare, și Iosif îi spune, îi face o cerere, bă, uite, dacă vei ajunge din nou să pui paharul în mâna lui faraon, așa când ai momente de discuție cu el, pune o vorbă bună pentru mine, că am fost luat cu sila și am ajuns la închisoare. Și când a ajuns la bine, spune Biblia că timp de 2 ani a uitat, a ajuns la bine, a ajuns din nou la funcția care o avea dinainte, la responsabilitatea care o avea, dar a uitat de Iosif. Iosif în continuare era închisoare încă 2 ani de zile. Dar într-o zi, într-o noapte, faraon are aceste visuri și era frământat. Și acum nu avea tălmăcirea acestor visuri. Și permiteți-mi să fac o observație. Faraon știa că nu erau visuri care le visez poate în 10 nopți. Sau... Faraon și-a dat seama că e ceva în acest vis. Dar nu știa ce. Și atunci paharnicul, deci acum aduc aminte de greșeală care am făcut-o. Trecuseră 2 ani. Îmi aduc aminte. În închisoare, uite așa, am avut noi un vis, așa, mi l-a tălmăcit cineva. Și îl trimite să îl aducă pe Iosif imediat. Îl îmbracă cum trebuie, îi face un duș cum trebuie, îl spală, îi dă o haină anume, îl tunde chel așa cum era obiceiul egiptenilor și toate aceste lucruri se întâmplă și îl înfățișează înaintea lui faraon. Faraon îi spune visul și Iosif, și aici aș vrea numai puțin așa atenție, Iosif nu spune, lasă că rezolv eu situația. Domnul
îți va da răspuns la ceea ce ai visat. Și îi spune tâlcuirea visului. Îi spune ce trebuie să facă. Îi deschide mintea. Și vreau să vă spun, harul vieții și a bunăstării stă în mâna lui Dumnezeu. Harul vieții și a bunăstării stă în mâna lui Dumnezeu. Și Iosif îi tălmăcește tot, îi spune indicațiile care erau foarte prețioase în urma acestui vis. Și după aceste lucruri, faraon decide să-l numească pe Iosif în funcția aceea care noi astăzi am socotit-o prin ministru. Și Iosif se pune la treabă, tot ce i-a spus lui faraon împlinește și duce. Și vreau să vă spun, faraon ajunge, sau Egiptul ajunge prin ceea ce Dumnezeu a făcut prin Iosif, în ciuda faptului că faraon devenise agitat și neliniștit, a ajuns posesorul care dădea mâncarea tuturor fără ca el să miște un deget. Doar visul și rânduirea lui Dumnezeu ca să fie un Iosif închis, să fie un Iosif acolo, rezolvă situația aceasta critică. Totul a fost realizat de bunul Dumnezeu prin Iosif. Să îl ai pe un Iosif în casă care are o relație specială cu Dumnezeu. Permiteți-mi să spun că este un har. Este un har când ai întrebări în viață vitale și n-ai niciun răspuns, nu găsești, mintea nu te duce într-acolo. Nu ai răspuns. E un har să-l ai un Iosif în casă, în preajma ta, care are o relație specială cu Dumnezeu. E un har. Ți se rezolvă problemele care nu le știi, care n-ai idee că există. Când îl ai pe un Iosif în preajma ta, e un har. De aceea, dragii mei, pentru că harul vieții și a bunăstării stă dat de Dumnezeu. Veți găsi toată istoria aceasta în Genesa 41, începând cu versetul 1, citiți în jos acolo și veți găsi toată povestea care am descris-o aici în fața dumneavoastră. Al doilea lucru care aș vrea să spun, ce înseamnă harul, grația aceasta a lui Dumnezeu pentru noi. În afară de că Dumnezeu ne rezolvă să avem pâine pe masă, ne rezolvă să avem un confort special, ne rezolvă să avem, să beneficiem de bunătăți, iertați-mă, bunătăți care le aveți dumneavoastră prin frigidere și prin comorile ascunse, prin congelatoare și prin toate lucrurile, să puteți să accesați, să le cumpărați, fie online, fie pe bani cash, fie prin ce vreți dumneavoastră, dar le aveți. Iertați-mă, nu știu care dintre dumneavoastră, dar nu cred că sunt prea mulți. Unii dintre dumneavoastră n-ați apucat. Eu am apucat când mergeam în alimentară sau cum ar fi astăzi Bila Plus, Bila Hoite, și găseai un singur sortiment acolo, conservă de pește. Să duci aminte, Dani? Conserve de pește. Când apucai costiță cu fasole, erai boier mare. Dar noi am apucat vremurile acestea și generația aceasta tânără încă n-a apucat și nici să nu gustați din ea niciodată. Niciodată să nu gustați din ea. Dar vreau să zic că există aceste lucruri. Dragii mei, harul, că le avem astăzi pe toate, harul vieții și a bunăstării este din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu rezolvă prin ministru, Dumnezeu rezolvă prin legislație, prin diferite forme de organizare, le rezolvă Dumnezeu. Aveți încredere în El și Dumnezeu vă va binecuvânta. Așa cum am citit în cuvântul lui Dumnezeu, căci prin harul Lui le avem absolut toate. Al doilea lucru care aș vrea să vi-l aduc în mintea dumneavoastră, harul izbăvirii.
Biblia spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Între ei toți eram și eu. Nu știu, dumneavoastră ați fost acolo? Văd că numai unii mă aprobă. Care n-ați fost acolo? Hai că pun așa întrebarea. Care n-ați fost pe acolo? Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și dacă suntem toți, absolut toți. Și noi a trebuit să fim izbăviți, să fim eliberați de sub această stare păcătoasă. Și noi n-am avut cum să fim izbăviți de starea aceasta păcătoasă decât printr-un singur lucru. Și aceasta este jertfa Domnului Iisus Hristos. Prin ea, tu și eu, prin ea, tu și eu, suntem eliberați din starea păcătoasă. De ce? Pentru că Hristos a plătit prin jertfa sa plata păcatului meu și al tău. Și noi a trebuit să fim izbăviți prin aceasta. Și vom vorbi puțin mai târziu despre acest lucru. Dar acum, în fața dumneavoastră, aduc un alt obiectiv care se realizează și vorbim despre Estera. Care ați auzit de ea? Vă rog, mâna sus. Așa, îmi place când sunteți cu mine. Și cei care ne-ați ridicat, n-ați auzit de Estera? Hai, ridicați încă o dată mâna sus. Toți am auzit de Estera, dacă nu măcar am auzit pe cineva în familie care o cheamă Estera, nu? Toți am auzit de Estera. Cazul acesta revine în atenția descrierii căci poporul Israel intrase, a fost împrăștiați din Ierusalim și în capitala Susa era un împărat Ahasveroș. Așa se chema el. Cazul Esterei este un caz care ne aduce în istorie pe poporul Israel, a scris-o pe perioada lui Ahasveroș. Ca orice împărat avea oameni de vază în împărăție. Știți, alaiul acela a guvernului din vremea aceea, dar și ăștia din guvern în vremea aceasta au între ei oameni aparte. Sunt miniștri, sunt tot felul de poziții, secretari de stat și așa este organizată societatea. La un moment dat, oamenii aceștia, prin excelență, așa era rânduit de împărat, să li se facă plecăciuni. Unul din ei era Haman. Haman, despre care cunoaștem câteva lucruri. Era un om cu o familie realizată, bună, după opinia noastră, avea posesii materiale și se bucura de o funcție rânduită de împărat, să stea cu împăratul, că cât o fi el de împărat, are nevoie de comunicare, are nevoie de părtășie, are nevoie de oameni cu care să râdă, cu care să spună o glumă, cu care să dea mână, pe care să-i bată pe umăr. Sau să fie bătut de ei pe umăr. Nu contează. Avem nevoie de socializare. Și împăratul Ahasveroș l-a ridicat pe Haman la o treaptă suficient de înaltă și în obiceiul acelor vremuri era să stea la poarta casei împăratului. Adică nu era curtea dinăuntru, dar să stea la poarta împăratului. Și acolo se așezau oamenii de vază din societate. Și nu erau puțini, erau mulți. Acolo din cetate erau oameni așa. Și când intra Haman în casa împăratului, imaginați-vă poarta aceea, călare pe cal, cu o privire, mă rog, de talia unui prim-ministru, oamenii se plecau pe genunchi înaintea lui și își plecau și capul, ca să acorde un respect și o atenție. Numai că între ei era unul mardoheu. Ăsta era evreu. Și ăsta citise în Toră să nu te pleci înaintea nimănui decât înaintea celui care a făcut cerurile și pământul. Mă înțelegeți? Și el a zis, domnule, asta o știu, asta o țin. N-a ieșit în evidență neapărat prin alte lucruri, dar într-un moment dat iese în evidență.
Și află acest Mardoheu că acolo erau doi fameni, vă spun și numele lor imediat, era Bictan și Tereș. Nu Terheș, care candidează la președinția României, ci Tereș. Doi fameni care, nu știu, s-au supărat pe Ahasveros. Nu știu ce le-au fi făcut. Probabil era supărat și nu i-au tratat cum trebuie. Mă rog, în fine. Și ei au complotat împotriva lui Ahasveros în ideea să-l omoare, să-l linșeze. Știți poveștile din filme, din viață practică, din cititul ziarelor, internetului, ce vreți. Cunoașteți, nu? Se întâmplă și... Și Mardoheu află asta. Nu știu metoda, îi auzise că ei vor să întindă mâna asupra împăratului. Și trimite această vorbă Esterei și Estera imediat comunică împăratului, sigur că se dau pe față lucrurile, să recunosc cei doi au fost trecuți în cele de dincolo de mormânt și s-a rezolvat această situație. Împăratul Ahasveros, ok, bine, mă, mi-ai făcut-o. L-a răsat tătie, că era normal să o faci, nu? Deci la normalitate. Numai că pe acest Haman, că observați acolo, este o chestie interesantă. Toți se plecau afară de Mardoheu, dar după cum am citit eu acolo în Scriptură, el nu observase chestia asta. Numai că cei din jur, după ce vorbiseră ei așa între ei și i-au zis lui Mardoheu, mă, de ce nu respecti porunca împăratului? Și le-a zis, măi, eu sunt iudeu, de-aia nu respect, eu am un singur, o singură entitate în fața căruia mă închin și nu este acesta Haman. Spunând, s-au dus și a zis lui Haman, mă, uite aici, la intrare în curte, este un evreu, Mardoheu. Și ăsta nu se închină, noi toți ne plecăm, dar ăsta nu se închină, domnule. Nu se închină în fața preasfinției tale sau prea onoratei tale persoane. Și pe acest om a început mândria să lucre, nu? Adică se închină primarul, se închină secretarul, se închină președinte, dar tu nu o faci. Permiteți-mi să spun, cei care lucrați în domeniu, veți avea Weihnachtsfeier, nu? Veți avea, nu? Firma voastră face, nu? Și cum se obișnuiește, știți, să aduce vinul acolo, închină paharul. Aveți tăria și puterea să spuneți. Noi închinăm numai lui Dumnezeu atenția noastră. Amin? Și Haman nu se închină. Și de acum începe să-l deranjeze pe... nu îi se închină lui Haman. Haman începe să-l râcâie chestia asta. Și de acum, de câte ori intră sau iese de vă poartă împăratului, n-are privirea asupra celorlalți 66 de oameni acolo, are privirea numai asupra lui Mardoheu. Asupra lui Mardoheu. Și îl vede azi, îl vede mâine, că nu se închină. Povestește cu nevasta acasă, cu prietenii lui, că ce se întâmplă. Și când vede că omul acesta nu cedează, ci își respectă principiile lui, decide să-l omoare. Decide mânia, ura, tot ce vreți s-a stârnit în sufletul lui Haman și nevastă sa îl sprijină, prietenii îl sprijină și el imediat decide, domnule, îl rezolv pe Haman, îl rezolv, dar îi porunca împăratului, îl rezolv. Și ridică o spânzurătoare, am să-l spânzur acolo, am să cer împăratului acolo toată povestea. N-am să lungesc mult, că mă uit la ceasul, wow. Vreau să spun că, cunoașteți istoria, se decide uciderea lui Mardoheu, se decide uciderea poporului lui Israel.
Mardoheu, când află acest lucru, se îmbracă în sac și cenușe, merge în mijlocul porții acolo, strigă mult, Estera îi trimite vorbă, îi trimite haine, are un dialog cu ea și cere lui Estera să ceară viața poporului lui Dumnezeu, poporul evreu. Și ea spune, n-am fost schemată de 30 de zile la împărat, de 30 de zile. Și legea era așa, oricine intră în curtea împăratului fără să fie chemat și nu îi întinde toiagul de aur al împăratului, va fi omorât. Și explică Estera lui Mardoheu, care o crescuse pentru că rămasă orfană, îi explică această poveste. Numai că după discuție, spune așa, moartea plutea în aer. Amenințările, scrisorile erau deja duse. Haman pusese în fața împăratului ca și cei al lui Daniel cu anume viclenie să semneze împăratul decretul și porunca. Numai că Estera intră după dialogul cu Mardoheu, decide. Estera merge cu post și rugăciune la Dumnezeu și merge la împărat împotriva legii și a rânduielilor. Vreau să vă spun, poți să mergi la Dumnezeu, poți să mergi la Dumnezeu, dar nu poți merge să ți se rezolve o anume situație dacă nu practici aceasta. Doamne, vin cu post și rugăciune înaintea Ta ca să am îndrăzneală să cer viața poporului meu, să cer viața oamenilor dragi mie. Și harul izbăvirii a poporului lui Israel, dumneavoastră cunoașteți istoria și n-am să o duc în detalii aceste lucruri. De aceea, te rog să intri la Dumnezeu cu post și rugăciune. Și harul izbăvirii, nu știu cu ce vă confruntați și permiteți-mi să vă dau toată dreptatea dumneavoastră în situațiile, eu nu le cunosc, nu știu și veți zice ca și mine cândva când am zis în anume situații ok, îmi dai sfaturi, dar tu nu ești în situația mea. Intră cu post și rugăciune înaintea lui Dumnezeu și vreau să spun că harul izbăvirii va fi dat. Cum nu știu, va fi dat. Care, permiteți-mi să spun și vă dau un sfat, numai sfat vi-l dau. Nu-i dați soluții lui Dumnezeu, că nu sunt viabile. Ce soluție poate să-i dea unui Dumnezeu care a creat cerurile și pământul, care a creat floarea aceasta, o minte de câteva grame de creier? Nu? Cât? Ce istețime trebuie să-i dai lui Dumnezeu soluții? Spune-i lui Dumnezeu, Doamne, Tu ești sus, Tu ai creat floarea, Tu ai creat aerul, Tu ai creat tot, absolut tot. Păi ce soluții să-ți dau eu? Uite, eu sunt în situația aceasta și cer izbăvire din această situație. Cer izbăvire din această situație, dar nu-ți dau sugestii cum să o faci. Pentru că noi, iertați-mă, poate dumneavoastră nu, dar eu, câteodată în stări de nervi, în stări de agitație, știți că suntem oameni răi, nu știu dumneavoastră, dar eu găsesc răutate în mine și Pavel e frate cu mine, că zice, văd în mine două stări, starea fizică care ar vrea să bată cu pumnul în masă și starea cealaltă. Vede o luptă în el înăuntru. Nu știu la dumneavoastră dacă se întâmplă, dar mie mi se întâmplă, văd o luptă. Și lupta aceasta dă biruință într-un sens sau în alt sens. Harul izbăvirii îl găsim prin lucrurile rânduite de Dumnezeu. În al treilea rând, este harul mântuirii. Harul, în esență, este esența mântuirii. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci prin har ați fost mântuiți. Deci prin ce? Spuneți dumneavoastră. Prin har. Prin credință, nu? Și aceasta
Johnny, Dani, nu vine de la noi, nu? Nu vine de la noi. Pe ce poți... Hai că tu ești lăcăduș bun, tu poți schimba un pic forma fierului. Dar mai mult de atât, ce poți face, nu? E mic, nu? Johnny conduce mașina? A, toți conducem, da. Asta e. Deci așa asta nu vine de la voi. Și ascultați. Ci este darul lui Dumnezeu. Esența mântuirii este harul. Care vine prin credință în viața noastră. Și care nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este darul nemeritat, care ne oferă viață veșnică. Nu ne putem câștiga mântuirea prin faptele noastre, ci doar acceptarea harului oferit de Dumnezeu prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Aceasta este capitalul mântuirii noastre. Voi de aceea veniți la biserică și eu la fel. Pentru ca să avem părtășie frățească în prezența cui? În prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu locuiește în mijlocul nostru pentru că lăudăm și onorăm numele Lui. Dumnezeu locuiește în mijlocul nostru pentru că Îl chemăm. Dumnezeu locuiește în mijlocul nostru prin cuvântul acesta lui Dumnezeu pe care ni-l-a lăsat și ni-l-a dat și ni-l descoperă pe Dumnezeu. Dragii mei, prin har, harul este esența mântuirii. Și acest lucru nu vine de la noi. Dacă ar fi să fi fost creată mântuirea de o inteligență umană, permiteți-mi să spun, ar fi fost doar o clasă anume, ar fi fost doar anumiți oameni, ar fi fost doar anumite pături ale societății, dar pentru că mântuirea este pentru toți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. El a murit pentru bogat, a murit pentru sărac, a murit pentru deștept, pentru mai puțin deștept, a murit pentru toți, pentru familii mari și pentru familii mici, a murit pentru tine și pentru mine. Și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu. Este harul lui Dumnezeu. Pentru că altfel, eu n-aș fi avut bani să-mi plătesc mântuirea. Altfel, eu n-aș fi fost capabil să gestionez lucrurile. Dar pentru că El le-a pregătit, pentru că El a făcut, noi n-avem decât să intrăm, cum spune Biblia, în această stare de har. Și această stare de har, intrarea în ea, se face prin credință. Prin credință, dragul meu. De aceea, vreau să vă spun că harul mântuirii vine de la Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu doar ne mântuiește, ci ne și transformă. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgănătate și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Ce face harul cu noi? Ne învață, ne educă. Tu nu poți fi transformat așa, abracadabra. Ție Dumnezeu trebuie să-ți lucre și Duhul Sfânt la mintiuța ta. Trebuie să-ți aducă în ea suficientă inteligență să accepți acest har al lui Dumnezeu. Să fie eliberat de anume stări, să duci o viață liniștită, plină de pace. Să poți avea toate aceste lucruri, nu poți să le creionezi tu. Organizarea ta probabil nu este ca aceea și 100% nu este ca aceea lui Dumnezeu. Și spune Biblia, nu eu, cât de departe sunt cerurile de pământ, așa sunt departe gândurile voastre de gândurile mele, spune Dumnezeu. De ce Dumnezeu n-are numai viziunea unei locații, unei națiuni? Spuneam cuiva cu săptămâni de zile în urmă, dacă numai Dumnezeul românilor este Dumnezeu, nu mi-l trebuie. Dumnezeu este Dumnezeul tuturor lucrurilor, a tuturor națiunilor. Moartea și jertfa de pe cruce este valabilă pentru toate națiunile. Și pentru africani,
și pentru chineși, și pentru români, și pentru slovaci, și pentru austrieci, și pentru nemți, și pentru toată lumea. Harul nu este monopolizat de o națiune. Permiteți-mi să spun, spuneam cineva acum, ieri, spuneam că credința sau identitatea noastră n-are nici culoare, nici miros, n-are numai parfum de Hristos. Nu e nici penticostală, nici baptistă, nici catolică, nici ortodoxă, nici, ci este doar una singură și acesta este Hristos, Domnul în ea. Harul, acceptarea Lui, credința noastră ne transformă pe undele Harului și ție și mie îți acordă șansa de a fi copilul Lui. Să știți că a fi... Noi suntem niște oameni privilegiați și vă spun de ce. Pentru că suntem fii și fiice de Dumnezeu. Mă înțelegeți? Ăsta este privilegiu. Toți au păcătuit. Sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar există mântuire și harul mântuirii ne transformă, ne învață să o rupem și prin har suntem transformați și echipați să trăim o viață de sfințenie biruind păcatul. Amin! Apoi, harul ne ajută în slăbiciunile noastre. Dumnezeu îi spune lui Pavel, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciuni este făcută desăvârșită. Ce ne place nouă, nu știu dumneavoastră, dar așa, ce ne place nouă? Permiteți-mi să fac o remarcă, dragii mei frați din comitet, v-am spus o realitate și țineți de ea, dar nu v-am spus să vă mândriți cu acest lucru. Mă înțelegeți? Sunteți niște copii harnici, isteți și puteți face lucruri. Frații păstori la fel, grupele la fel, atât Clesisul cât și Autenticul. Dar vreau să vă spun, ne place nouă și permiteți-mi să vă spun. Și vă rog să fiți atenți cu cei care cântă, care predică, câteodată bateți-i pe umăr, că merită, merită. Și dacă nu rostiți cea mai bună predică, mă rog, nu cea mai bună predică, dar permiteți-mi să spun că a stat ore în șir și a răsfoit câteva cărți, a răsfoit Biblia, a stat în meditație, în rugăciune. Dacă n-a reușit cea mai bună predică, dar merită să-i spui, măi, pentru strădania care ai făcut-o, pentru textele care le-ai scos în evidență, pentru întâmplările care le-ai făcut, Domnul să te binecuvinteze. Dar vreau să vă spun că Pavel constată și avea el o problemă de sănătate, avea el o problemă care, mă rog, cu care nu prea se împăca. Și spune Biblia că și de trei ori a cerut Domnului să-l scape. Noi ne rugăm pentru anume cauze de ani de zile. Și nu-i greșit. Țineți minte, nu-i greșit. Nu-i greșit. Dar Pavel spune, de trei ori m-am rugat Domnului. Relația lui cu Domnul era puțin altfel decât poate a noastră. Și Domnul i-a răspuns următorul lucru. Pavel, știi, țăpușul acesta pe care ți l-am așezat sau permis, ți l-am permis în trupul tău, știi, țăpușul acesta are un scop în viața ta. Știi, să nu ți se îngânfe inima puțin, l-am lăsat acest țăpuș în inima ta, în trupul tău. Dar vreau să spun, Pavele, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșit. Când trecem prin dificultăți, harul lui Dumnezeu ne dă puterea să rămânem tari și să ne încredem în El. Să ne încredem în El. Harul lui Dumnezeu este darul suprem care mântuiește, transformă, susține și abundă în viețile noastre. Trebuie să-L primim cu mulțumire și să trăim în lumina Lui și să-L împărtășim cu cei din jurul nostru și din toată inima să zicem amin. Nu știu cum ai raportat tu viața ta la harul lui Dumnezeu. Nu știu ce atenție ai atribuit tu lucrurilor care ți le-ai realizat în viața ta. Aș vrea să ne ridicăm în picioare.
Nu știu dacă am fost suficient de explicabil în ce am vrut să vă transmit. Dar m-am străduit să ating intelectul vostru, să ating sufletul vostru și al meu și să ne raportăm la relația noastră cu Dumnezeu într-un mod în care avem posibilitatea. Pentru că harul lui Dumnezeu este grația lui Dumnezeu. Este dragostea lui Dumnezeu. Este atenția lui Dumnezeu. Și tratează acest lucru cu un respect special. Haideți să ne plecăm capetele și să spunem, Doamne, până acum am socotit că am mâini bune, îndemânatice. Până acum am socotit că am forță suficientă și am putut să realizez lucruri care mi le-ai dat tu, dar eu am un merit mai mare ca tine. Dar de acum vreau să-mi schimb această atitudine, Doamne, pentru că prin harul tău respir aerul în plămânii mei și îl dau înapoi. Prin harul tău sistemul nervos din trupul meu funcționează. Prin harul tău ochii mei îl văd pe soția, pe copii, pe dumneavoastră. Prin harul tău conduc o mașină bună. Prin harul tău avem locația aceasta. Prin harul tău avem case, apartamente frumoase. Prin harul tău avem copii frumoși, familii scumpe și dragi. Prin harul tău, Doamne, suntem ceea ce suntem. Haideți să ne plecăm capetele, să rostim o mulțumire pentru că Dumnezeu ne-a acordat grație, să acordăm o atenție specială lui Dumnezeu în rugăciunea aceasta. Haideți să ne rugăm. Mulțumesc că din viața aceasta, prezența ta simțită, mijlocul nostru. Mulțumesc.
Harul, binecuvântarea și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Încă un anunț pe care mi-a apărut între timp sau nu l-am văzut la timp, mi l-au transmis frații de la echipa, pardon, de la Talentul în Negoți și ne mulțumesc sau mulțumesc Domnului pentru sâmbăta trecută la deschiderea ediției din 2025 a concursului biblic Talentul în Negoți. Reamintesc prin aceasta că înscrierile se pot face până la 1 noiembrie și cu toții sunt așteptați, indiferent de vârstă, să participe la aceste concursuri. Așa că, dacă crezi că poți să, sau vrei să înveți Cuvântul lui Dumnezeu, să memorezi Cuvântul, să participi la acest concurs, ești invitat până la 1 noiembrie să te înscrii. Fratele Flavio Țărmure va sta la dispoziție, împreună cu echipa care slujește la Talentul Negoți. Fiți binecuvântat și Domnul să vă dăruiască harul său în continuare. Vă doresc și poftă bună la masă și ne vedem după masă la orele 17:30 prin harul Domnului. Fiți binecuvântați de Domnul!